Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Călin Popescu-Tăriceanu a convocat astăzi o întâlnire de urgență cu liderii ALDE, pe fondul nemulțumirilor exprimate în partid legate de alianța cu Pro-România. Mai mulți lideri locali și-au exprimat dezacordul față de alianță și spun că ALDE merge într-o direcție greșită. UDMR a anunțat că nu este de acord cu numirea lui Teodor Meleșcanu ca președinte al Senatului. Ceche Otilo, liderul senatorilor maghiari, spune că nu poate sprijini candidatura propusă de PSD atât timp cât Uniunea a anunțat că va susține moțiunea de cenzură. Tinerii germani care au ajuns la centrul din Vișeul de Sus erau legați cu funii și înhămați la căruță alături de animale, se arată în motivarea magistraților de arestare a 5 oameni. Copiii mai primeau și alte pedepse, erau ținuți afară în ger, torturați sau puși la muncă silnică. După caniculă vin ploile. 16 județe din Transilvania și Moldova au intrat sub cod galben de vijelii și furtuni până mâine dimineață. Chiar dacă nu este cuprins de avertizare, nici restul țării nu scapă de ploi și temperaturi scăzute. O dronă chinezească de ultimă generație a avut parte de un sfârșit bizar la mitingul aerian din Moscova. Chinezii au lăsat publicul să se apropie de aparatul de zbor prezentat în expoziția statică, iar copiii au profitat din plin de ocazie, s-au cățărat pe dronă și s-au jucat până când trenul de aterizare a cedat. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.